Știi, dacă ne uităm la fața lui, pare un om atât de cuminte, care nu a făcut niciodată o ilegală și, datorită faptului că suntem pe Sam, chestia asta e un pic ciudată. Și cred că în episodul de astăzi o să o schimbăm. Față de ultimul episod, avem ceva mai mulți bani și să nu credeți că banii ăștia au fost donați, acești bani au fost munciți la carieră, trac și miner și tăietori de lemne. Dacă vă întrebați dacă am filmat off-camera, nu s-a întâmplat chestia asta. Fiecare progres pe care îl facem pe Sam se întâmplă pe cameră. Am făcut niște live stream-uri în care am făcut niște grind, pentru că până la urmă Sump-ul este și un grind dacă vrei să faci bani. Și cumva trebuie să și-ți placă o leacă grind-ul, știi, dacă tot joci Sump. Trebuie să accepti faptul că nu o să primești totul din prima și că ai de muncit. Și de asta îmi place foarte mult Bizonul, pentru că economia e foarte mică și măi, merge. Bine, se poate și mai mică, dar îți dă acel feeling că e ca în realitate. Am ceva mai multe puncte de respect decât îmi cere nivelul și din cauza că nu am cont premium, va trebui să așteptăm, știți? Să facem niște misiuni, să adunăm 60 de puncte ca să putem trece la un nivel următor. Ce? Pe ce le păcălesc eu? Direct, premium account, 7 zile, că ceau. Order, first buy, bun, hai să dăm un buy level. Ok, nivel 6. Și încă una. Avem nevoie doar de nivel 7, fiindcă în această seară o să facem primul nostru haste. Însă înainte de a face un haste, ne trebuie destul de mult echipament, deci hai să-i dăm bice. Baygun, MP5, M4 și un Deagle, mă băieți. Băi, mie îmi place foarte mult Virgo, este o mașină foarte bună, însă nu cred că ar face față dacă e nevoie de o ieșire rapidă dintr-un loc, știți ce zic? Trebuie să găsim o mașină ceva mai rapidă. Și cred că știu locul potrivit pentru această treabă. Bun. Și am ajuns aici. Mai, cred că o să alegem un Infernus de data aceasta. Bun, închidem mașina. Iar acum să vedem cum facem treaba. Eu n-am mai dat un rob de ceva timp, deci sper să reușesc. Bun, deci trebuie să fim la intrarea unui biz sau la intrarea unei case, mai băieți. Datorită faptului că Los Santos este destul de populat, trebuie să ne alegem altă locație. Așa că cred că cel mai bun loc de a da un rob este San Fierro, fiindcă acolo nu sunt prea multe persoane și ar merge destul de bine. Păi ceea ce pot să spun e că chiar dacă îmi place mie Virgo foarte mult, mașina asta se duce repede, nu se joacă. Bun, ajungem în San Fierro. Trebuie să ne găsim un loc unde să facem spargerea secolului, mai băieți. Dar înainte de spargerea secolului, va trebui să mâncăm ceva. Mamă, ce rampă i-am dat! Mă mir cum de a aterizat și pe cele patru roțele sale. Ok. Dacă continui să conduc așa, cred că îmi pierd Infernus-ul. Atât. Bun, acum că am mâncat, când am făcut plinul la mașină și că am reparat mașina, e momentul să găsim un loc unde să începem operațiunea. Bun, și cred că am găsit și un cartier destul de bun. Hai să ne alegem Prada. Valentin Mandoiu. Solo rob. Bun. Ah, ok, trebuie să ajung aici. Aoleo, trebuie să intrăm prin circuit. Ok. Aici la limită-i, vai ce-mi bate inima. Ok. Ăla-i. Bun. Ia să vedem. Space, bolt sprint key. Ok, îmi place că arată ca un flamethrower drill-ul ăsta. Avem 190 de secunde și trebuie să spargi nebunia. Cred că atunci se pornește și alarma și nu-i deloc ok. Du-te, mă, du-te. Atât, bun, l-am luat. Oh, vai. Oh, nu mă așteptam să mă trimit în Los Santos, nu-i deloc ok. Asta e poliția, nu? Atât. Vai, ce m-am speriat că sar podul ăla. Atâta mi-ar fi trebuit să bubui mașina, ar fi fost special. Mi-arat că e drept în față locul în care trebuie să ascundem banii. Deși nu înțeleg de ce nu pot să iau cu mine când scap. Asta e un pic aiurea. Ok, aici o să fie destul de periculos. 900 de metri în poliție și vine. Posibil că are și el Infernus, așa că să-i dau bice. Haide. Aoleu, are Hydra.
Aoleu, am văzut Hydra, o! Și trebuie să am și mare grijă. Nebunul ăla vine cu rachetele. Încă un polițist. Cred că s-a dus după Infernus. Aoleu! Sunt urmări, mă, băieți! Nu-i deloc ok unde stau eu acum. Poate să-mi dea o rachetă. De nu mă văd. Ieși. Ok. Am primit niște bani. Dar nu-mi scade wanted-ul! Bă! Nu-mi scade wanted-ul! Nu-mi zice să iau un elicopter sau ceva! Oh, vai! Du-te! Mamă, ok! Nu este deloc ok! Oh, vai! Nu vreau să ajung la pușcărie! Bun! Nu-i nimic! Totul este în regulă, bine că am luat banii! Așa... Ai de capul meu! Văd că nu mai este prin spatele meu. Am 123 benzină, deci o ducem bine. Va trebui cumva să fac o dreaptă pe undeva, să urc pe autostradă. Mamă, dar ce se întâmplă pe aici? E război acolo. Și eu cu Wanted 6 zbor pe aici. Mamă. Bun. Nu-l văd. Sper să nu fie o prostie că iau mașina asta de aici. De fapt, nu mașina. Engine. Decolează. O decolat. Bun. Basta să mă mai prinzi acum. Păcat că nu este o modalitate totuși să scăpăm de wanted. Asta e destul de enervant. Bun. Mai, asta e bună. 8 minute până scăpăm de wanted. Păi, deci dacă reușim, stau fără să cobor. Uite polițistul. Uite-l. L-am văzut jos. Da, uite-l. Bun, totuși să am mare grijă și în caz că vine o hidră după mine. Hydra, pentru cei care nu știu, este un jet al armatei care trage cu rachete și sincer chiar n-aș vrea. Și mă gândesc că are ceva mai bună mobilitate decât ceea ce am eu acum. Iar dacă nu mă înșel, polițistul ăla m-a văzut că scoa avionul. Și asta nu e ok. Cel mai probabil o Hydra o să fie din luminile alea de acolo. Acele lumini sunt de la area 69 parcă, așa se numește în joc. Și acolo au ei parcate hidraurile. Bă, da, ce bine arată jocul ăsta. Mamă, ce bine arată orașul. Ok. Da! Da, trage după mine! Oh, început lupta! Bun. Întrebarea e, nu-l văd și asta mă... Cam enervează. Oare unde o fi? Ok, merg 170 la oră la deal, să-i zic așa. Și eu nu văd hidra-ul. Ideea e să nu mă izbească el, că dacă mă izbit, e mai rău ca o rachetă. Știți ce ar fi interesant? Deci să nu știe polițistul să-și ridice roțile. Pe gen, dacă apeși 2, ți se ridică roțile și intri în modul de atac, să zicem așa. Bine, la hidra e o leacă mai diferit. Dar tot în ideea aia. Dacă mergi cu... Ok. Asta a fost a doua. Mamă! Mamă, ce aici? Mamă, ok! Nu-i ok! Mamă, câte vin după mine! Boi! Vai! Nu! S-au dus și el jos.
Ok. Au venit al doilea, mă. Au. Cât trebuie să stau? Bă, măcar am scăpat cu ante 5. Ok. Știți, o mers bine să faci 50 de ca odată și am zis, bă, hai mai facem odată și ce? De ce nu? Bun, 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 bun. Măi, întrebarea mea este următoarea. Deci, dacă cumva încep un rob în San Fierro, mă trimite în Los Santos, asta înseamnă că o să fiu trimis în alt oraș dacă cumva dau rob în altă parte? Haideți să vedem. De fapt, cred că o să iau de data asta doar un Deagle, în caz că situația o să devină mai apropiată, dacă știți ce vreau să mă refer. Bun, dacă prima dată am dat rob la o casă, următorul lucru care îl facem, dăm rob la un biz. Ceea ce sper să fie un pic mai ok. Slash rob. Solo rob. Jbam. Ok. Bă, dar ăștia au ceva securitate mai tare din ce văd eu. Ok. Vreau să fie totul bine și să meargă totul super, super bine. Bă, dar... Ai, de capul meu! Atât. Nu știu de ce pare că se duce un pic mai repede și nu e ok. Ok. Aoleu, asta a fost aproape. Mamă, și asta a fost aproape. Nu! Nu cred că le sparg în 200 secunde. Au. Aproape. Nu e ok! Ok. Let's go! Let's go! Ok, come on! Du-te! Dă-i repede, dă-i repede! 90 secunde! Sparge-l! No! Nu-mi da fail că mor! Ah, ok. Am dat fail. Măcar nu mi-a dat wanted. Se pare că acum se aude un băzit pe fundal, ceea ce e destul de iurea. Dar acum hai că nu mai dăm fail. Văd că ne ia câte 10 puncte, deci cred că mai poți dau de 2 ori. Ceea ce e destul de ok. Nu! Mamă, deci... Ei, așa. Văd că după bucată începe să o ia mai repede. Sunt calm. Ok. Am ceva mai mult timp acum. Dă-i. De ce nu-mi pune drill-ul direct în el? Asta nu înțeleg. Și o să-i un pic enervant, să fiu sincer. 10 secunde. Nu mai vreau să-i dau, că se încălzește în 30 și îmi face iar figuri. De ce îl țin în 30 de grade? Gata, bun. Let's go! Încă un rob. Atât. Wanted 6. Dă-i viteză. Aaa, n-o lua pe câmp, Bogdane, n-o lua pe câmp, unde mă duc? Trebuia să cobor serpentina aia acolo. Aaaa. Îi dăm bomba când ieșim de acolo. Ok, 220. Haide. Momentan nu niște copoi după mine, ceea ce e superb de bine. Atât. Nu mă băga în casă. Da, deja e după mine. Măcar să luăm banii dacă nu scăpăm de el. Ok. Calm și suav, ajungem la destinație.
Dă-i, 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 dă-i! You arrived too fast! Lasă-mă, mă, că am ajuns mai repede, dă-i! Ce-i cu țărănii mea asta? Bă! Ai, ai! 25 de K! O veni cu tampa, omul meu, cu tampa! Cu tampa vine poliția după mine! Hai că mă mai prins dacă e! Am făcut 20 de K. Nu știu dacă o meritat, dar măcar am luat banii. Hai să văd dacă pot scap din nou cu Wanted 5. Sigur nu vreau să stau iar 40 de minute la pușcărie. Că atât am stat. Aoleo! Engine! Nu-l văd pe polițist, îmi permit? Îmi permit, hai! Bye! Acum știți ce o să fac? Mă duc direct, dar nu, nici nu mai îmi pun întrebarea asta, direct mă duc cât de sus pot eu. Și o să fac rondele în caz că vine cu Hydra-ul după mine. Bun, am HP, e totul bine. Păcat că nu mi-am luat un medkit, uite, medkit am uitat să-mi iau, mă. Dar lasă, e ok, am destul HP ca să ajung în Wanted 2, ceva de genul. Nu o să mai stau deasupra la Las Venturasului. Fiindcă oamenii aparent m-au așteptat prin părțile alea și nu au fost deloc ok pentru mine. Bă, eu nu-l văd. Acolo e area 51 sau 69, cum s-o numi. Pierd altitudine, nu pierd. Ok, tipul e după mine. Rachetele jos. Bun. O venit tipul. Bun. Momentan. Aaa, rachetele sunt la nivelul meu. Nu, 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 ce e aici, bă? Ai, sunt trag, palme. Îmi dă rateuri motorul. Ce-a fost asta, mă? Ce-a fost asta? A făcut kamikaze, mă. Da, foarte urât. Copoii au fost foarte praf aici. Praf, mă, dai kamikaze ca să dobori omul. Foarte urât.